Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a lansat luni la Siret campania electorală a actualului președinte al României, Klaus Iohannis, pentru un nou mandat. La întâlnirea de la Siret au fost prezenți președintele PNL din localitate, primarul Adrian Popoiu, secretarul general al PNL Suceava, Viorel Seredenciuc, primari și președinții de filiale din localitățile arondate acestui oraș. Cu acest prilej, liderul liberalilor suceveni, Gheorghe Flutur, a subliniat faptul că actualul președinte al României este garantul unor investiții vitale pentru dezvoltarea unitară a regiunilor istorice ale României. Pe lângă orașul Siret sunt reprezentanți din 12 localități veniți pentru startul de campanie. Câteva lucruri trebuie să vă spun. Partidul Național Liberal îl susține cu argumente foarte multe pe Klaus Iohannis pentru a fi ales pentru al doilea mandat președinte al României. Este un om care dorește o Românie normală. Cred că noi ne dorim cu toții o Românie normală, o Românie în care instituțiile statului să funcționeze în favoarea cetățeanului și asta garantat vom face. Klaus Iohannis este garantul construcției autostrăzilor care să lege zona Moldovei de Ardeal și de București și cred că asta este cea mai mare durere a noastră, dar eu sunt convins că și președintele Klaus Iohannis și noi ceilalți dorim modernizarea Vămii Siret, care este o rușine sub guvernarea PSD, poartă de intrare în Uniunea Europeană, nu există becuri noaptea când mergi în vamă și sunt niște gropi, parcă este bombardată. Am cerut-o de nenumărate ori PSD-ului, ministrului de finanțe, să le fie rușine cum lasă această poartă de intrare în România și în Uniunea Europeană. Cred că Siretul așteaptă modernizarea drumului național 85, care vine de la București și care de la Grănicești nu mai este modernizat. Dar cel mai important lucru este să dăm drumul la drumul expres pe 4 benzi, șoseaua rapidă, Siret, Suceava, Pașcani, București. Este o investiție foarte necesară pentru zona noastră, cum și cealaltă investiție care se lege Suceava de Cluj și de vestul României, la fel de importantă. Dar ca să ajungem la normalitate, trebuie să facem primii pași. Unul l-am făcut, am câștigat europarlamentarele, PNL-ul este pe primul loc. Avem nevoie de pasul 2, Klaus Iohannis, un om care a făcut acolo unde a fost, a făcut lucruri foarte frumoase, uitați-vă la Sibiu cum arată, a făcut din politica externă a României ceva de care să ne fie cinste în relația cu Uniunea Europeană și Statele Unite, nu i-a lăsat pe pesediști să-și facă de cap cu justiția așa cum au vrut ei. De aceea, drumul spre normalitate și spre bunăstare începe de la prezidențiale. La rândul său, președintele PNL Siret, primarul Adrian Popoiu, crede că președintele Iohannis poate aduce normalitate și dezvoltare României, așa cum a transformat Sibiul într-o perlă a României. Noi suntem la Siret mai mult decât încântați să-l primim pe domnul președinte Flutur. Este prima acțiune de campanie pentru domnul președinte Klaus Iohannis. Acest lucru pentru noi este o mândrie, dar și o obligație ca noi, liberalii din Siret, dar și liberalii din celelalte 13 comune care sunt în arondată zonei Siret, să facem un rezultat cât mai bun pentru domnul președinte Klaus Iohannis. Sunt primar și argumentul principal pentru Klaus Iohannis este acela că domnul președinte din Sibiu a făcut o perlă a României.